Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune Curaj Feminin. În această seară vom afla cât de frumos este să dansezi, cât de mult te eliberează. Ne place în momentul în care urmărim o pereche care dansează, care simți că plutește prin elementele care le desfășoară, prin dragostea cu care se unduiesc și tot ceea ce emană acel dans pentru noi, publicul. Tocmai de aceea am invitat în seara aceasta pe o invitată specială care ne va spune ce înseamnă dansul pentru ea, cât de frumos este să împărtășești acest lucru și tot ceea ce o înconjoară. Bună seara, Bianca! Bună seara, dragă Nadia! Bine te-am găsit! Bine ai venit la noi în emisiune, în studioul nostru. Tu vii acum Mulțumesc. De la un concurs. Prima dată aș vrea să ne spui, exact. Ai venit doar astăzi la ora 16, ai ajuns în Alba Iulia. Așa este. Cum a început această dragoste pentru tine, dansul? Aș putea spune că încă din fragedă copilărie am manifestat o atracție spre artistic, spre latura asta a artelor. Văzând acest lucru, părinții mei, detectându-l la timp, au încercat prin diverse laturi ale sportului sau ale artelor să-mi insufle pasiunea asta pentru dans. Ar trebui să spunem că tu nu ești de aici din Alba Iulia, ci ai ajuns. Da, da, da. Tot o dragoste te-a adus în județul nostru. O să aflăm la momentul respectiv tot ceea ce trebuie, dar aș vrea să spun că tu ești din Baia Mare și ai început cu alt sport, n-ai început exact cu dansul. Exact. La vârsta de 3 ani și o jumate am început gimnastica de performanță la un club sportiv din Baia Mare și am continuat cu gimnastica foarte mulți ani în care am dus acest sport destul de spre o mare performanță, spre o... Cum a fost acest lucru pentru tine ca și copil? Aș putea spune că nu a fost tocmai ușor. Întrucât aveam și câte 2 sau 3 antrenamente pe zi, nu a fost ușor să îmbin sportul acesta care este destul de dur, cu școala, cu joaca, dar în cele din urmă am reușit și m-am descurcat cu toate și am reușit să le gestionez pe toate. Nu a fost, într-adevăr, timpul pentru joacă a fost mai puțin, dar nu aș putea spune că nu am avut o copilărie frumoasă. A fost foarte frumos și așa. Pentru că știi de ce? Foarte mult dintre telespectatori poate ar spune în momentul în care își doresc ca părinte să, ca și copilul lor să aibă o performanță într-un domeniu al sportului, automat se gândesc că nu mai au aceeași copilărie ca și ceilalți. Dar ce avantaje au faptul că tu de copil ești dus la un astfel de sport? Are o grămadă de avantaje, începând de la faptul că te deschide automat tu, făcând un anumit sport, vei fi într-un colectiv, iar acolo vei socializa mult mai mult cu copiii de acolo, te vei deschide ca și fire, îți vei dezvolta o personalitate mult mai explozivă, mult mai deschisă, iar atunci asta este automat un beneficiu. Ca să nu mai spun de faptul că dobândește o anumită disciplină. Programul riguros formează copilul. Ceea ce te ajută pe întreaga viață. Exact, ulterior. Exact. Te formează foarte mult un sport. Foarte mult. Bun. Ai început cu gimnastica. Ce a urmat ulterior? Întrucât clubul de gimnastică de la Baia Mare s-a desființat, am fost îndrumată de către părinții mei spre balet. Wow, o altă artă, să spunem. Exact, puțin mult mai diferită, aș putea spune, de ce eram obișnuită eu până atunci cu gimnastica.
Cum ți s-a părut această schimbare? O trecere majoră. Am trecut de la un program riguros și un stil de antrenament destul de solicitant la o artă, la o la un fel de activitate care a fost un pic mai elegantă, un pic mai necesita un pic mai multă feminitate, un pic mai multă grație. Și atunci, într-adevăr, trecerea a fost puțin bruscă, dar cu timpul și cu ajutorul antrenoarei mele, care mi-a și insuflat această poftă de dans, dragoste de dans, am reușit să devin încet, încet o lebădă grațioasă. Exact, în momentul în care mergem la balet și privim un spectacol, parcă plutesc pe scenă, pur și simplu. Exact, exact. Într-adevăr, am făcut o formă puțin mai ușoară de balet, fiind copii, și atunci am dansat niște dansuri moderne, dar având ca bază niște studii de balet. Pentru că ție ți s-a părut destul de diferit, să spunem. Care a rămas totuși prima dragoste? Sau ce ai recomanda, de exemplu, pentru un copil acum? Ce ai recomanda mai mult? Sau nu există? Le-ai recomanda pe amândouă? Le recomand cu foarte mare drag pe amândouă. Pentru că fiecare cred că are avantaje și așa. Exact. Bun. Exact. Ai urmat baletul cât timp? În jur de 4 ani jumătate, 5 ani. Da. Deja crescusem și grupul din care făceam parte ajunsese deja la o vârstă destul de matură și atunci încetul cu încetul s-a desființat această trupă și tot la recomandarea la recomandarea mamei mele am fost îndrumată spre dansul sportiv, despre care nu știam foarte multe până atunci, până în momentul în care am pășit într-o sală de dans. Și această schimbare, cum a fost? Bănuiesc că n-a mai fost așa de... Nu. Wow! Nu, n-a fost. Într-adevăr, a fost o surpriză să aflu, trecând de la dansurile de grup, să aflu că voi dansa probabil în viitor cu un băiat, cu un partener. Dar, de îndată ce am călcat în sala de dans, mi-am propus ca în anii ce o să urmeze să devin bună și în acest sport. Cum... ți-a surât ideea de a dansa cu un partener? Cum ți s-a părut această idee? Inițial nu mi-a surât, sincer să spun, dar cu timpul m-am acomodat cu această idee. Am descoperit că dansul în doi are farmecul lui și frumusețea lui aparte și atunci, bineînțeles, mi-am dorit și eu să continui cu dansul sportiv de performanță. Ce avantaje are în momentul, sau ce trebuie să, ce calități trebuie să aibă partenerul tău, să spunem, sau un partener de dans? În primul rând, trebuie să-și dorească la fel de mult ca și partenera să facă dans, să muncească cot la cot cu partenera și să se dedice, să fie pasionat. Cred că astea sunt cele mai importante calități. Nici talentul nu contează atât de mult cât contează munca în sportul ăsta. Și atunci, dacă din punctul ăsta de vedere partenerii nu sunt compatibili, nu o să fie o pereche de succes. Trebuie să muncească amândoi la fel și să-și dorească amândoi la fel. A fost dificil să-ți găsești un partener pe măsură? A fost foarte dificil. A fost dificil, dar în cele din urmă am reușit să... Dar de ce zici că a fost dificil? Adică băieții nu prea, să spunem, nu accesează acest sport sau exact. Nu sunt deschiși către acest sport? Nu, nu sunt. Lipsa numărului băieților sau se de ce? Se resimte. Da? Da. De regulă, nu știu, din diverse motive, băieții nu prea sunt îndrumați spre acest sport. Probabil, părinții consideră sau băieții consideră că
nu e suficient de masculin, dar nu este așa. În dans fiecare are rolul lui. Fata are rolul de entitate feminină, iar băiatul este categoric entitatea masculină. Rolurile sunt foarte bine delimitate, feminin și masculin, și atunci nu înțeleg de ce perspectiva asta atât de negativă asupra dansului de către băieți. Deci avem niște imagini. Da. Te-aș ruga să vorbim puțin despre ele. Sunt de la diferite concursuri? Da. Diferite concursuri, unele antrenamente. Aici am fost la un concurs de show-uri, unde am luat loc întâi. Da, multe. Am obținut multe premii frumoase, dar și cu multă muncă în spate. Bun, hai să vedem... O parte dintre copiii noștri. Da. Să vedem cum ai ajuns la aceste performanțe. Pentru că, cu siguranță, nu le-ai obținut peste noapte. Nu. Și aș dori să te întreb, cum ai ajuns, totuși, în Alba Iulia? Ai terminat în Baia Mare, ai început acolo. Ce a urmat? În perioada liceului? Nu, în perioada facultății, actualul partener, care este Ionuț, noi am avut o relație destul de apropiată încă de pe vremea când eram copii și concuram la aceleași concursuri, și atunci am păstrat legătura, fiindcă totdeauna ne-am dorit să formăm un parteneriat, dar dată fiind distanța dintre noi, nu puteam să ne permitem să facem față și cu liceul și cu naveta și să ducem și o performanță în dans. Iar să înțeleg atunci, că voi v-ați cunoscut la anumite concursuri unde erați concurenți, rivali, da, să spunem, acolo, pe ring? Da, așa este. Acolo ne-am cunoscut. Am păstrat legătura, iar în timpul facultății, când eu deja hotărâsem că mă las de dans, am fost contactată de către el, am reluat legătura, am dat o probă de dans împreună să vedem dacă ne potrivim și dacă merge și dacă vom fi pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește dorințele noastre din dansul sportiv. Am văzut că merge și încetul cu încetul relația s-a format și am continuat. Dar totul începe cu, cum ai spus tu, ai dat o probă. Da. Fiecare știa, venea dintr-o altă echipă, să spunem, da? Fiecare avea un alt partener. Da. Voi v-ați uitat, cred că, unul la altul, așa, cu rivalitate la anumite concurse? Sau cum se întâmplă? Cum ați ajuns totuși să fiți prieteni? Adică nu există o concurență așa acerbă? Adică, băi, puteți să legați și prietenii? Da. Asta e frumusețea, că mergem la concursuri și legăm niște prietenii extraordinare, durabile, poate o viață întreagă. Rivalitatea este doar strict în ringul de dans. Când am ieșit în afara lui, suntem toți prieteni. Adică te poți bucura de reușitele altei perechi? Sigur, de ce nu? Clar. Ne bucurăm când perechi pe care le cunoaștem, prieteni de-ai noștri, câștigă. Sigur, clar. Pentru că foarte mulți poate ar spune, da, dar tu ești concurent față de mine, știi? Și atunci ar fi anumite Într-un răutări. Într-un fel este paradoxal, dar dacă tu ești conștient de atribuțiile tale și de munca pe care ai depus-o, fiecare este acolo individual și își execută exact partea pentru care a muncit. Iar atunci, normal că tu ești conștient de ce ai făcut în ringul de dans, nu te interesează neapărat ce a făcut colegul. Ori te poți bucura de reușita lor. Care a fost programul tău în perioada liceului? Pentru că toată lumea se spune că la liceu este destul de greu și cu programul și cu încă un program, tu mai aveai un program după, și cu concursuri și bacalaureat și tot ceea ce implică. Cum era programul tău zilnic?
era destul de încărcat, întrucât aveam școala până la în jur de ora 14-15. Mergeam de dimineață cu rucsăcelul, cu merinde, cu pantofiorii de dans, cu echipamentul pentru dans. După care, după școală, fugeam la sala de dans, unde aveam un antrenament în jur de o oră jumate. Aveam o mică pauză, timp în care ne deplasam spre o altă sală de dans, unde aveam un antrenament de grup. Încă două ore pentru antrenamentul acela, după care seara la 8 ajungeam acasă și continuam lecțiile sau învățam pentru a doua zi. Un program destul de încărcat. În weekenduri, da, când nu mergeai la... aveai timp să mergi cu prietenele, nu știu, un club sau... oricum acolo pe ringul erai... tu erai favorita, nu? Cum era? Drept să spun, nu am fost o fire care să meargă foarte des în club. Mi-am găsit alte forme de distracții. Nu a fost genul meu, fiind într-un mediu în care dansez toată ziua, ascult muzică toată ziua. Nu am fost neapărat atrasă de latura asta. Mi-am însușit timpul liber prin alte moduri. De exemplu, citind, făcând plimbări, făcând excursii în natură. Eu așa mă regăseam, nu neapărat în club. Crezi că dansul ți-a adus o anumită popularitate în rândul colegilor în liceu? Sau cum te priveau colegii tăi de clasă? Desigur că mă priveau cu admirație, dar nu pot să zic că am fost neapărat o fată populară în liceu. Eu eram foarte modestă, foarte la locul meu. Într-adevăr, stârneam admirația pentru că făceam un sport și totuși aveam note foarte bune și la școală. Asta, da, într-adevăr, da. N-am fost o fată, wow, populară sau știu eu. A fost o fată normală, care am stat în banca mea. Și la facultate, cum te n-ai ales? Nu ai găsit în timpul facultății, eu știu că făceai într-un fel și naveta. Pentru ce mergeai la Baia Mare? Activam într-o trupă de balet a teatrului dramatic și săptămânal aveam repetiții, iar în weekenduri diverse spectacole. Și atunci făceam destul de des naveta în primul an de facultate. Dar în perioada facultății am înțeles că nu ai mai practicat dansul, să spunem. Dansul sportiv. Am practicat o mică formă de dans, după cum îți spuneam, în acea trupă de balet, în corpul de balet al Teatrului Dramatic din Baia Mare, pentru a-mi câștiga și niște bănuți, un mic venit, ca să pot să-mi plătesc căminul, să pot să-mi asigur viața cât de cât de la facultate, fără să-i împovăresc pe ai mei. Ai recomanda acest lucru? Pentru că foarte mulți studenți sunt care aleg să lucreze și să aibă venitul lor suplimentar, pe lângă ceea ce îi sprijină părinții, dar foarte mulți nu. Tu ce ai recomanda? Eu aș recomanda... pentru studenți să încerce măcar un job part-time sau un mic job acolo ca să poată cât de cât întreține fără să să îmbine utilul cu plăcutul. Exact, și asta părinții te dezvoltă oricum mult și te responsabilizează, deci nu este absolut nimic rău în asta. Dar nu înseamnă că trebuie să neglijeze studiile. Exact, asta nu. În niciun caz. Tocmai de aceea am spus un job part-time de 4 ore. Se poate duce o facultate și dacă lucrezi și stai pe bănuții tăi. Cum ai revenit la dans? Ați discutat cu Ionuț? Da, am discutat cu Ionuț și am văzut că dorințele noastre se pun cap la cap și așa am reluat activitatea în dansul sportiv. Am făcut un an pauză din dansul sportiv, după care m-am reîntors la vechea mea pasiune dragă. Dar în momentul în care tu ne-ai menționat că ai venit și ai dat o probă cu el, ați fost supravegheați de cineva sau proba a costat doar într-un exercițiu pe care doar voi l-ați dat? Sau cum s-a întâmplat? Nu am fost supravegheați de nimeni, am fost doar noi doi.
și am proba constat în niște pași de dans uzuali în pereche. Și atunci am văzut că ne potrivim, n-am avut niciodată pe cineva care să ne supravegheze sau mai exact un antrenor al nostru. Bun, v-ați decis să faceți o echipă, să spunem, exact, da? Exact. N-ați avut o teamă, nu? V-ați gândit, măi, o să coincidă, o să avem un drum lung? Sau la ce v-ați gândit în acel moment? Am fost foarte conștienți că drumul o să fie presărat cu foarte multe obstacole. De asta am fost conștienți din start și am avut, într-adevăr, temerile noastre, gândurile noastre negative, dar am zis că vom merge pe drumul acesta doar dacă o vom face strict din plăcere, pentru noi. Nu am vrut să facem din asta o obsesie pentru locuri sau pentru premii sau pentru niște locuri obținute așa la concurs. Am zis că mergem pe ideea de a face dans strict din plăcerea noastră comună, fără să lăsăm plăcerea asta să fie afectată de locurile mai bune sau mai puțin bune obținute în competiții. Bun. Ați luat hotărârea? Da. Ați dat proba? Da. Ce a urmat? Adică ați antrenamente, câte ore ați început să vă antrenați? Cum ați procedat? La început am început să ne antrenăm în jur de 3 ore, de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână, pentru că fix în perioada aia când noi ne-am unit, am deschis și am afiliat clubul nostru de dans, l-am afiliat și la Federația Română de Dans Sportiv și atunci a fost destul de complicat să le gestionăm, să gestionăm și antrenamentele noastre cu viitoarea activitate competițională a copiilor noștri și a noastră propriu-zis. Și atunci, la început, a fost un program destul de lejer, după care lucrurile s-au așezat încet, încet și am început să avem antrenamente din ce în ce mai des, din ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe ore stăteam la program și noi și copiii noștri. Dar voi ați început, ați avut un coregraf, un antrenor care să vă spună aici faci bine, aici nu faci bine, ar fi bine așa, ar fi bine altfel. Cum? Sau doar cum se procedează? Acum la copii știu, voi sunteți antrenorii, da? Da, ajutați lor le este bine, noi suntem antrenorii, la voi cum? Noi suntem încă așa, animănui, doar noi cu noi. Recent am început să lucrăm cu un antrenor extraordinar de bun de la București și am vrea să păstrăm legătura și să continuăm cu el mai departe, să ne mai supravegheze din când în când, să ne mai ajute cu o informație, cu... Dar până acum, până recent, nu, doar noi doi am fost, doar singuri ne antrenam, singuri ne-am construit coreografiile, cum am putut și cum aș putea. Următoare. Cum, cine vă ajută pe voi cu coreografia? Cum o gândiți? Cum ajungeți la dansul final? Având în spate un bagaj de cunoștințe în dans, este destul de ușor să construiești o coreografie. Dacă te mai și inspiri de la alți dansatori, dacă mai pui în joc și creativitatea ta, este ușor o coreografie, nu asta e problema. Problema intervine atunci când trebuie să execuți coreografia frumos, corect, armonios, atunci într-adevăr este un pic mai dificil. Construirea unei astfel de coreografii nu necesită un... Dar o anumită coreografie, voi o respectați în timpul concursului, că poate, nu știu, de exemplu, la un dans simplu, da, când mergi la un eveniment, ești tentat să nu-l respecti întru totul. La voi cum se procedează? Adică faci exact după cum este coreografia, după cum a stabilit-o sau depinde de stare sau depinde de, nu știu? Da, este aceeași coreografie la concurs care
o executăm și acasă. Este aceeași coreografie, nu... Ce se schimbă este muzica. Muzica rămâne același ritm, același dans. Noi știm, fiecare dans are un anumit ritm și atunci noi ni-l însușim, îl știm și atunci la concurs se schimbă doar muzica, se schimbă doar playlist-ul. Și noi respectăm aceeași coreografie. Încercăm să o îmbunătățim de la antrenament la antrenament mai mult și mai bine, dar în principal rămâne aceeași coreografie, dar și acea coreografie depinde foarte mult cum o vei executa pe ringul de dans, depinde foarte mult și de starea în care te afli. Dacă, nu știu, ai o stare mai bună și ești mai calm, mai liniștit, mai controlat, atunci coreografia va ieși foarte bine. Dacă emoțiile îți dau pe din afară și te năucesc, atunci coreografia va fi un pic nestăpânită. Dar în principal rămâne aceeași. Uite, ai o ținute foarte frumoase. Și la ținute este imaginația ta sau cum se procedează? De regulă, eu mi-am desenat toate modelele pentru rochițele mele, dar am avut parte și de surprize din partea alor mei și a lui Ionuț, care s-au gândit ei, așa din cunoscându-mă pe mine, s-au gândit să spună designerului să-mi facă un model și așa, la alea nu am avut nicio influență. Dar de regulă, da, eu mi le aleg și eu mi le desenez, eu mi le conturez. Contează, de exemplu, pentru că foarte mulți dintre spectatori nu știu, trebuie să ai o anumită culoare, vi se impune, acum fiecare dans are o anumită, să spunem, structură a costumației, nu? A vestimentației. Contează și culoarea, trebuie să respecti anumite, nu știu. Nu, cel mai important din punctul meu de vedere este să te reprezinte acea costumație, acea rochiță. Nu contează culoarea, nu contează modelul. Poate să fie, de exemplu, o rochiță simplă, o rochiță încărcată cu ștrasuri și pietricele și zorzonele, dar nu, în principal nu contează, cel puțin la nivelul nostru. În schimb, la copii mai micuți, intervine un anumit regulament foarte strict în ceea ce privește vestimentația. În schimb, la noi, adulții, tineretul și adulții, nu. Fiecare după cum simte. Într-adevăr, principalul scop al unei astfel de costumații este să atragă cât mai mult atenție asupra perechii. Dar eu zic că, în principal, cel mai important lucru rămâne, până la urmă, dansul acelei perechi. Cum vă prezentați voi la concursuri? Concursurile sunt îmbinate împreună cu copiii pe care voi îi antrenați sau sunt separate? Cum participați voi? Deseori se întâmplă să avem concursuri simultan cu copilașii noștri, dar de regulă avem concursurile separat. Noi, ajungând la un nivel de open, mergem deseori și la concursuri internaționale. Pe copiii noștri îi trimitem încă la concursuri care sunt puțin mai mici, concursuri naționale, unde trebuie să capete un pic mai multă experiență. Cu timpul, când vor deveni, când vor ajunge la un nivel puțin mai înalt și mai experimentat în ceea ce privește dansul lor, îi vom lua cu noi și la competițiile puțin mai mari, competițiile internaționale, competițiile de VDSF. De aceste competiții sunt pe vârste? Cum poți să ajungi acolo, la aceste competiții? De regulă, da, sunt pe vârste. Fiecare vârstă cu categoria ei. De regulă, dansul se împarte pe mai multe clase de dans. Se începe de la clasa E, urcă încetul cu încetul spre D, C și așa mai departe. Clasa maximă este clasa S sau clasa Open.
Iar acolo ajungem doar cu foarte multă muncă în spate. Ce rezultate ați obținut voi? Primul nostru rezultat a fost obținerea locului întâi la campionatul național de clase și l-am obținut, am fost campion național la clasă C în 2014. Ce a însemnat acest prim rezultat să fii campion național? La clasă C. Da. Fiindcă există mai multe categorii și țin foarte mult să se precizeze exact clasa și vârsta și așa mai departe, a însemnat un mare avânt pentru noi, un mare vis împlinit. Fiindcă până atunci nici nu speram noi vreodată să ajungem la să fim noi campion național, fie și la campionatul pe clase. Și atunci a reprezentat un avânt și a fost evenimentul cheie pentru noi ca să mergem mai departe în dans, să muncim un pic mai mult, să dobândim un nivel mai mare. Ne-a dat foarte mare încredere. V-a dat o motivație. Exact, o mare motivație și da. Cum ați venit? Haideți că nu vreau să trec așa simplu peste acest eveniment. Cum ați venit? Ce emoții ați avut sau cum v-ați dus și cum ați venit? Hai să vedem așa. Care au fost sentimentele până ați obținut rezultatul și care au fost sentimentele de după? Noi suntem o pereche extrem de emotivă. Deci la fiecare concurs la care mergem încărcați de emoții până la cer. Evident că și la concursul ăsta ne-am dus tot așa cu foarte mare emoții, am zis că asta este fie ce-o fi, noi ne dăm toată silința acolo, de muncit am muncit mult, acum fie ce-o fi. Și normal, ne-am dus puțin stingeri, dar... Câte perechi erau acolo? Nu mai știu, în jur de vreo... La categoria noastră au fost în jur de 20. Adică, deci este bine de menționat pentru că foarte mulți nu dintre telespectatori și poate și nici eu nu știam exact ce conține sau în ce constă acest concurs și atunci tocmai de aceea te întreb că ar trebui menționat, adică ai obținut un prim loc la clasa C, cum spui tu, da? Și campion național și atunci ar trebui să știm pe ce cotă, cum ai obținut-o. Mă înțelegi? Da. Sunt concursuri, de exemplu, unde suntem și 40, 50, 60 de perechi, deci asta depinde foarte mult de la concurs la concurs, câte perechi se adună acolo. Într-adevăr, concursurile cele mai valoroase sunt cele în care sunt cele mai multe perechi. Bun, dar având în vedere că sunt naționale și înseamnă că sunt din toată țara, nu? Da. Clar că se prezintă cei mai buni din cei mai buni. Exact. Bun. În anul următor, în 2015. În 2015 am obținut tot locul întâi la campionatul național din anul acela, tot la clasă C. În aceste concurse, deci în anul 2015, ați întâlnit tot aceleași perechi sau... Cum a fost? Nu, spre surprinderea noastră au fost și alte perechi pe care până atunci nu le cunoșteam. Și a fost tot așa un moment destul de dificil, evident, ca dansator, ca sportiv, când mergi la un concurs și îți vezi adversarii, te stingerești așa puțin, dar... Nu a fost nicio problemă. Vă pregătiți, adică aflați despre fiecare pereche ce potențial au, îi cunoașteți într-un fel, știi cu cine, să spunem, te lupți pe ringul de dans? Deseori ne cunoaștem între noi, dar mai sunt și momente când, de exemplu, vin și alte perechi necunoscute. Nu poți să știi întotdeauna cu cine vei concura. Nu. Bine, asta este și un fel de, farmec, să spunem, farmecul competiției, pentru că exact.
Voi ați plecat cu un avânt, având în vedere că ați câștigat înainte cu un an, da, ați fost pe locul întâi, ați fost așa, încrezători în forțele voastre, ceea ce a fost un avantaj pentru voi, nu? Da, am fost, suntem încrezători și am fost încrezători în noi, dar totdeauna cu o mare doză și de modestie. Totdeauna am considerat că principala calitate a unui sportiv este în primul rând modestia. Totdeauna să știi care e locul tău și totdeauna să muncești mai mult și mai mult pentru visul tău. În anul următor, ce s-a întâmplat? În anul următor a fost o altă poveste. Am trecut de la o categorie, de la clasa C, am trecut la clasa B. Și la campionatul național am ieșit campion și la clasa B în 2016. Și evident că a fost clasa B, deja impunea un alt stil de dans. Până la clasa C erau mai mult dansurile de bază, dansuri basic, mulți pași basic de bază. Iar intrând în clasa B, am intrat totodată și în categoria de care spuneam adineauri, open, adică coreografii mult mai artistice, mult mai permisive, cu elemente mult mai complexe, elemente mult mai artistice. Și atunci, într-adevăr, nivelul a fost mult mai ridicat. Nu ne așteptam să fim din nou campion național. Ce contează în aceste concursuri? Tu ai spus că voi plecați, mergeți foarte încrezători, dar și cu emoții, bineînțeles. Da, tot timpul. Cum trebuie să te prezinți? Acum, clar că voi ați spus că ați muncit foarte mult, o să aflăm și ce înseamnă să muncești foarte mult. Și cum te prezinți? Ce trebuie să ai? Ce as trebuie să ai în mânecă? Trebuie să fii, să denoți în primul rând siguranță. Trebuie să lucrezi foarte bine în conexiune cu partenerul tău ca să fii un dans complex. Trebuie să fii tehnic. Elementele tehnice să le areți așa cum trebuie să fie executate, comunicarea cu partenerul, atât artistică cât și din punct de vedere tehnic, să fii un foarte bun atlet, să ai condiție fizică și totodată să fii un bun sportiv, și nu în ultimul rând, să știi să te prezinți, să știi să areți toate aceste calități, fiindcă deseori noi muncim acasă, la antrenament, poate avem aceste calități și ajungând la concursuri, din cauza emoțiilor, din cauza euforiei, din cauza adrenalinei, deseori dansul nostru este de cele mai multe ori puțin necontrolat. Având toate calitățile pe care le-am menționat mai înainte, nu poți decât să obții un loc foarte bun. Anul acesta ați avut deja iarăși foarte multe, ați participat la foarte multe concursuri. Aș vrea să le enumeri puțin. N-am participat chiar la foarte, foarte multe competiții, întrucât abia a început semestru competițional și am fost, am avut parte și de o mică accidentare și atunci s-au redus din concursuri. În aprilie am fost la București la o competiție internațională, Dance All Stars, unde am realizat cea mai mare bucuria noastră. Am intrat în prima noastră semifinală de VDSF, de adulți, latino. Și... așa am aflat eu despre tine. Da, da, și da. Și probabil că și mulți de telespectatorii noștri, pentru că ai fost puțin mediatizată, să spunem așa, și tocmai de aceea am considerat că ești o mândrie pentru județul nostru și ar trebui să fii invitata mea. Mulțumesc frumos! Te lasă să continui mai departe. Uite, aici avem... Da, de la campionatul național de anul trecut, din 2016, unde ziceam că am obținut locul întâi la clasa B. Ritmul este amețitor. Da, este jive, dansul nostru preferat. Deci dansul ăsta este cel mai bun al nostru, aș putea spune, fiindcă ne și place foarte mult, la amândoi. Este cam singurul dans unde suntem pe aceeași lungime de undă.
În rest, fiecare avem dansurile noastre preferate. În schimb, acesta este al nostru, cum obișnuiesc eu să spun. Consider că este un dans care vă reprezintă pentru totul. Da, 100%, da. De regulă, dansatorii au personalități diferite. Unii îs mai senzuale, așa, mai moi, mai soft, mai... nu știu cum să spun, mai eleganți. O eleganță din aceea studiată. Noi suntem așa, avem o mică doză de nebunie pe care ne place să o arătăm. Să manifestați. Să manifestăm, da, și o putem transpune cel mai bine prin jive. Bun. Cum a fost acest rezultat pentru voi? V-a dat aripi. Foarte mari aripi. Cel de la VDSF a fost un rezultat extraordinar, chiar nu... nici nu am îndrăznit să visez la un astfel de rezultat frumos. Cu toate că ți l-ai fi dorit. Mi l-aș fi dorit și am luptat foarte mult pentru el și mă bucur din suflet că s-a întâmplat. A fost o recompensă a muncii noastre enorme. Pentru că tot ai vorbit de muncă. Hai să vedem ce înseamnă această muncă. Pentru că în momentul în care noi te urmărim, da, vedem imagini sau filmulețe, ni se pare totul așa, o joacă, nu neapărat ușor. O joacă, ceva senzual, frumos, pur și simplu, care denotă... Natural. Exact. Ce înseamnă muncă? Nu, ni se pare că... pentru că automat când mergi să dansezi, nu, te deconectezi de tot, uiți de masă, de casă, uiți de tot. La voi cum se întâmplă? Tocmai. Chiar, ai zis foarte bine, orice problemă pe care o avem, în momentul în care ajungem să dansăm, dispare complet. O zi din viața noastră este cam așa. Mergem la antrenament dimineața, în jur de 3 ore, timp în care exersăm foarte mult pașii de dans, dansurile și așa mai departe, elementele tehnice. După care avem alte 3 ore de pregătire fizică intensă, condiție fizică, unde avem și preparatorul nostru fizic, personal, care se ocupă de partea aceasta fizică sportivă a noastră. După care fugim acasă, mâncăm ce apucăm și seara suntem în rol de antrenori al copiilor noștri. Suntem la antrenamentele noastre cu copiii. Cât de mult contează pentru tine, ca și concurent sau ca și antrenor, să ai în fiecare zi parte de exerciții fizice, pentru că ai spus că și aceste lucruri contează în ținuta ta și în forța ta fizică. Cât de mult contează și este necesar acest lucru, să te antrenezi zilnic? Da. Având în vedere că dansul sportiv în România a ajuns la un nivel enorm de mare, un nivel înalt, este indicat și chiar necesar ca fiecare antrenament al unei perechi, ce se vrea a fi de performanță, să fie zilnic și să includă inclusiv aceste elemente care țin de sport, de condiția de atlet, nu doar fizică. De elementele de artistice de la dans sau elementele tehnice, trebuie să ieși un pic din... Condiția fizică se construiește nu doar prin sportul pe care îl practici, nu doar prin specificul dansului în cazul nostru, ci se construiește în afara lui, se construiește cu mult cardio, multă alergare, multă forță, multe exerciții fizice. Care nu ține neapărat de dans. Care nu ține neapărat de dans, exact. Și atunci pentru că ai vorbit de a merge și a mânca. Care este, urmezi un regim de alimentație? În ce constă acest regim? Sau cu ce te hrănești tu? Hai să vedem așa. Da, într-adevăr avem un regim alimentar pe care îl ținem cu strictețe, mai ales înainte de competiții. Ce ar fi indicat să mănânci și cu ce ar fi indicat să te hrănești?
În cazul nostru, în cazul sportivilor, foarte mulți carbohidrați sănătoși, orez, cum ar fi? Paste, hai să vedem ce mănânci tu într-o zi. Așa. Cel mai bine așa, ca să fie un exemplu mai concret. Păi dimineață mănânc ori de ouă fierte cu legume, ori cereale integrale cu lapte sau cu iaurt. Apoi mănânc un fruct între antrenamente, între cele două antrenamente. După antrenamentele noastre mănânc, de exemplu, un file de pește, cu puțin orez și puține legume sau carne de pui sau orice făcută la grătar, neprăjită, fără sosuri, fără nimic de genul acesta. După care mai am o mică gustare în care mănânc tot așa un iaurt cu cereale, niște fructe, o salată de fructe sau o salată de legume. Iar seara mănânc tot așa o porție de paste sau de orez cu puțină carne albă, puțină carne mai ușoară. Și pentru că tot am vorbit cum decurge o zi din viața ta, hai să vedem cum te trezești tu dimineața, cum se trezește un dansator dimineața. Cum se trezește un dansator dimineața? Pe alarma cu melodia preferată de dans. Este important acest lucru, adică... Da, îți dă o stare de bine. Te trezești mult mai fresh. Mă trezesc, fac câteva exerciții fizice așa de înviorare, după care intru în forma îmi pregătesc gentuța pentru antrenament, mănânc rapid și am plecat. Nu am foarte multe tabieturi dimineața. Ți le planifici, știi exact? Adică tu cred că ai un program da. Stabilit în fiecare zi am cu agenda. Exact, am un program foarte bine stabilit și legat și de alimentație. Încerc să-mi prepar mesele, să le am deja din timpul weekendului sau să le fac cel puțin cu o seară înainte de ziua care va urma, să nu le las toate pe... Bineînțeles că se mai întâmplă să fie într-o continuă mișcare și atunci să nu găsesc chiar ce-mi doresc să mănânc și să fac atunci pe moment. Dar de regulă încerc să mi le planific o zi înainte sau un weekend. Este cel mai indicat pentru noi la programul pe care îl avem. Ce ți-ai fi dorit să faci? Ce job ți-ar fi plăcut să faci dacă nu alegeai dansul, să îmbini dansul, utilul cu plăcutul, ceea ce iubești tu, da. Cu ceea ce faci zi de zi? În orice caz, un job care să fie tot așa, să rămână în sfera asta a artelor. Mi-ar fi plăcut să lucrez în domeniul literaturii sau într-un domeniu tot așa care să țină puțin de artistic, să nu fie ceva foarte riguros sau la birou sau ceva liber. Pentru că tot ai vorbit de liber. Ce înseamnă libertate pentru tine? Libertatea pentru mine este în primul rând curajul de a fi tu însuți. Bucuria de a fi tu însuți, de a te exprima așa cum îți dorești în societate, în mediul în care trăiești, după mine asta înseamnă adevărata libertate. Să poți să-ți permiți în ziua de azi, să-ți permiți luxul de a fi tu însuți, fără nicio rezervă. Și pentru că ai vorbit de lux, ce înseamnă lux pentru tine? La momentul actual, o zi de lux ar fi pentru mine o zi în care mi-aș lua familia, mi-aș lua partenerul de viață și aș pleca într-o excursie relaxantă, la un picnic în natură, ar fi luxul cel mai minunat pentru mine. Cred că dorești acest lucru pentru că tu în weekend ai fost la o competiție. Da. O competiție tot la București, organizată de către Mihai Petre, după cum știm cu toții. O competiție foarte obositoare, dar în același timp o competiție frumoasă în care am venit cu rezultate destul de bune acasă. Am obținut locul 7 la Rising Stars Latino International.
la un pas de marea finală, care este de 6, și la WDSF, International Latino Adults, am obținut locul 20. Principalul nostru obiectiv la categoria asta WDSF este întotdeauna să fim situați între primii 24. Dacă suntem în primii 24, mai jos, este minunat. Cât timp suntem în parametrii ăștia, noi suntem cei mai fericiți, fiindcă este extraordinar de greu. Ne luptăm în pași de dans cu perechi de top mondial, top 10 perechi internaționale, și atunci este enorm de ridicat. Este un loc minunat și un loc din care înveți mult. Pe noi ne face să ne mândrim cu voi. Adică, da, da. Sunteți o mândrie pentru noi și chiar mă bucur. Haideți să vedem, pentru că ce înseamnă și frumusețe, pentru că dansul îmbină frumusețe, eleganță. Ce înseamnă aceste două cuvinte pentru tine? Consider că cel mai conceptul care ține cel de frumusețe pentru mine, te referi în dans sau așa în viața de zi cu zi? Frumusețe, ce înseamnă pentru general, tine? În general, da. Înseamnă multă frumusețe, înseamnă deseori și o personalitate frumoasă. Înseamnă o feminitate aparte, nu știu, pot să găsesc frumusețe în foarte multe lucruri mărunte. Frumusețe găsesc și într-un peisaj frumos, și într-un copil pe stradă. Frumusețea este un concept foarte relativ. Fiecare avem termenul nostru adică conceptul nostru pentru frumusețe. Eu îl găsesc în lucruri extrem de mărunte, nu neapărat în chestiuni ostentative sau... Pentru că ai vorbit de lucruri. Dacă ar fi să păstrezi trei lucruri din tot ceea ce... Trei lucruri care ți-ar fi de nelipsit și de care nu te-ai putea despărți, care ar fi acelea? În primul rând, ar fi cafeaua. Asta, în mod cert, pentru mine nu există nu există viață înainte de cafea, doar după cafea. Al doilea lucru ar fi pentru mine, de care nu mă pot dezlipi și nu pot să nu-l fac într-o zi, o formă de mișcare, că-i plimbare, că-i dans, că-i puțină alergare, orice, o formă de mișcare. Și să știi că chiar mă gândeam că ce nu-mi lipsește mie într-o zi, aș fi fost tentată să spun că telefonul, dar să știi, se poate sta și fără telefon și fără internet, și răspund la al treilea lucru, că n-aș putea fără umor într-o zi, fără puțin râs, fără o glumă bună, fără ceva de care să râd, ceva de care să mă bucur. Fără aceste lucruri n-aș putea. Fără zâmbet. Fără zâmbet, exact. Pentru că vorbim de o emisiune în care se vorbește și despre curaj. Dacă a trebuit să dai dovadă de curaj și ce înseamnă curaj pentru tine? Cu siguranță a trebuit, dar vreau să știu de la tine. Curajul, după cum am menționat și adineauri, este și... în ziua de azi, libertatea de a fi tu însuți. Curaj este și atunci când nu spunem nu. Curaj înseamnă să-ți urmezi visele, înseamnă să fii tu însuți. Ești fericită? Da. Și ce înseamnă fericirea pentru tine? Fericirea pentru mine constă în familia mea și în pasiunea mea pe care o fac în dans. Astea două sunt pentru mine cruciale. Ce înseamnă dansul? Vorbim de fericire. Pentru că ai vorbit de pasiunea ta, dansul. Ce înseamnă dansul pentru tine? Absolut tot.
Dansul pentru mine înseamnă viață, dansul pentru mine înseamnă dragoste de viață, înseamnă iubire, înseamnă sentimente, înseamnă emoție de nestăvilit, cele mai mari zbuciumări interioare. După cum spunea un autor, nu-i rețin numele, dansul, în timp ce dansez, nu pot să judec, în timp ce dansez, nu pot să urăsc, nu pot să mă separ de viață. În timp ce dansez, sunt fericit și împlinit și pentru asta dansez. Cam acest citat, după acest citat mă ghide și eu. Este un citat care te reprezintă? Da, da. Întru totul. Când dansez, mă eliberez de orice orice lucru negativ. E cea mai mare descătușare. Când spui femeie, la ce te gândești? Sensibilitate. Multă gingășie, multă senzualitate. Și nu în ultimul rând, foarte multă putere și forță, totodată. Pentru că ai vorbit destul de des de mama ta, mama ta a fost da. Cea care te-a ghidat da. De foarte multe ori până acum să-ți alegi pasiunile. Care este relația cu mama ta? Este o relație extraordinară. Suntem foarte apropiate. De mic am fost așa cu ea, totdeauna am avut o relație extrem de strânsă și extrem de apropiată și mama pentru mine este absolut tot. Bine, dar acum sunteți destul de distanța cum este. Da, din păcate asta e marea problemă. Că cum te-ai acomodat? Nu m-am acomodat nici în zi de astăzi să fiu așa de departe de mama. Nici în zi de azi nu. La fiecare despărțire, la fiecare vizită și despărțire nu există să nu vărsăm amândouă lacrimi sau să ne pară rău sau. Dacă ai avut vreun plan, ai avut ceva ce nu ți se îndeplini sau ai vrut să faci și n-ai reușit până acum. În principal, orice mi-am propus în viața asta am reușit. În orice domeniu, că a fost la școală, că a fost la facultate, că a fost la dans, orice mi-am dorit am realizat. Nu am încă, nu am astfel de neîmpliniri. Cât de important este? Sau de foarte multe ori se spune că, sau vreau să-mi spui dacă este așa sau nu, cuplurile, partenerii de dans, sunt nu doar parteneri pe ringul de dans, ci și în viața de zi cu zi, cum este și în cazul vostru. Nostru, da. Cum este acest lucru? Este benefic? Este, nu este? Care sunt avantajele? Te rog să ne spui. Suntem foarte multe cupluri în dans, care suntem cupluri și în viața de zi cu zi și ca în orice relație există avantaje, există și dezavantaje. Când te leagă aceeași pasiune, aș putea să spun că nu există foarte multe dezavantaje, dar aveți aceleași hobby-uri, aveți aceeași mare dragoste împreună, aveți aceleași dorințe, aceleași scopuri, dar, bineînțeles, mai intervin și unele dezavantaje, unele certuri, care probabil țin tot de domeniul în care activați împreună. Da, se întâmplă. Te-aș ruga un cuvânt de încheiere și, pe scurt, ce planuri de viitor ai? Planurile mele de viitor includ foarte multe călătorii, să vizitez cât mai mult lumea și să stau cât de mult pot în preajma familiei mele, să mă bucur de fiecare moment împreună. Iar un cuvânt de încheiere pentru telespectator, le-aș transmite să creadă în ei, să creadă mai ales în visele lor și să se bucure de fiecare clipă din viața asta ca și cum ar fi ultima.
Bianca, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Ai acceptat invitația de a ne împărtăși din ceea ce înseamnă dansul, din ceea ce înseamnă dragostea ta, din ceea ce înseamnă viața ta de zi cu zi. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi și că viața este frumoasă. O seară plăcută!